În această seară, în exclusivitate la Focus TV, la Focus News, avem o intervenție prin telefon, o legătură directă. În acest moment ni s-a alăturat medicul specialist psihiatru Grigoraș Dumitru. Este medic în Spitalul Suport COVID. Este cel care oferă acea alinare tuturor pacienților care ajung acolo și care au nevoie de această alinare. Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor. Colegii mei în platou pot ridica un pic sunetul? Numai puțin, așa, ia să vedem dacă ne auzim. Ne auzim acum, domnul Grigoraș? Eu vă aud foarte bine. Acum vă auzim și noi foarte bine. Era păcat, spuneam, medicul specialist psihiatru Grigoraș Dumitru este în acest moment în legătură telefonică cu noi. Vă mulțumesc. Este cu plăcere și eu mulțumesc pentru invitație. Este o intervenție în exclusivitate și am dorit foarte mult să stăm de vorbă pentru că, așa cum vorbeam și cu invitatul meu din această seară, liderul de sindicat Mihai Ștefan, în această perioadă, pe de o parte, cadrele medicale, dar cu atât mai mult pacienții, au nevoie de o alinare. Spuneți-mi, în măsura în care ați stat de vorbă cu acești pacienți, prin ce stări trec? Cum reușiți să îi consiliați, să îi ajutați să treacă mai bine peste această boală? Am înțeles. În primul rând vreau să vă urez la mulți ani și un an cu sănătate și armonie pe toate planurile. Vă mulțumesc frumos de asemenea. Să ne recapătăm starea de normalitate. Depinde de fiecare dintre noi să ne întoarcem la normalitate. Da. Ce să vă spun? Eu n-am asistat la discuția dumneavoastră, dar am prins esențialul, ca să zic așa. Noi, eu și cu colega mea psihiatră din policlinică, fac mențiunea că noi suntem psihiatri de ambulator, dar intervenim și acordăm consiliere psihiatrică și tratamente și pacienților din spital, la solicitarea colegilor noștri medici de pe secțiile din spital. Așa, noi am fost surprinși că a fost o incidență moderată a cazurilor care ni s-au adresat nouă cu stări de anxietate. De fapt, dacă e să caracterizez mai bine starea acestor pacienți, era o stare de îngrijorare, un sentiment de incapacitate de a face față situației. Erau speriați și acum trebuie să menționăm și mass media cu toate reportajele care au fost la începutul pandemiei și oamenii erau panicați. Așa, și în funcție speriați, de vulnerabilitatea... Panicați că nu știau ce se întâmplă, că nu știau cum evoluează exact boala sau de ce? Nu știau dacă vor trece cu bine prin boală și nu credeau că vor gestiona bine starea dânșilor de boală și ulterior de sănătate, pe care noi ne-am străduit să le-o dăm din nou. Așa. Fiecare individ are o anumită predispoziție și o vulnerabilitate la anumite boli și anumiți factori stresori și atunci apăreau diferite grade de îngrijorare și de anxietate. Ce să vă spun? Exact cum spunea domnul asistent, domnul lider sindical, noi ca să tratăm pacientul avem nevoie de empatie. Ori dacă noi ne-am fi costumat în combinezon și cu mască și cu vizieră, empatia noastră dispărea. Și atunci noi am făcut foarte multe intervenții de consiliere psihiatrică telefonică, în care pacientul a simțit din vocea noastră compasiunea și am încercat să-l învățăm să gestioneze acest eveniment stresant din viața dumnealor
care era trecător și pe care trebuia să-l gestioneze ca și pe alte evenimente stresante pe care le-au avut în viață și pe care le-au gestionat. Ce vă spuneau concret cei mai mulți dintre ei? Ce întrebări vă spuneau? Aveau senzația că toate planurile lor de viitor s-au năruit, că nu-și mai pot continua viața normală, că nu vor mai face față la serviciu, că le sunt afectate performanțele, că există riscul de a-și fi îmbolnăvit și familia, tot felul de gânduri care până la un anumit punct erau îndreptățite, dar pe care ei le amplificau. Ce categorii de persoane cereau sau au cerut cel mai mult ajutorul dumneavoastră? Mă refer tineri, da, mai în vârstă, femei, bărbați? Mai exact, am avut adresabilitate de la categoriile de tineri până în 40 de ani și, pe urmă, persoane la vârsta de mijloc, între 40 și 60 de ani. Au fost mai mulți la începutul pandemiei sau pe tot parcursul celor aproape 11 luni? La începutul pandemiei a fost o creștere progresivă. Am pornit, astea sunt date statistice pe care, sincer să fiu, nu le gestionez eu foarte bine, dar spre mijlocul verii numărul de pacienți a crescut. Ajunsese la capacitatea spitalului de 100 și ceva de pacienți internați. Dar, v-am zis, adresabilitatea a fost scăzută spre moderat. Eu și cu colega mea, doamna doctor psihiatru, și cu psihologa, o doamnă psiholog pe care o avem, am făcut față cererilor. A intrat în rutina noastră zilnică de a concilia pacienții cu COVID. Și deci a devenit un tip de pacient ca și ceilalți ai noștri. Până unde a mers îngrijorarea lor? Pentru că spuneați anxietate, îngrijorare, până unde a mers? A ajuns și la depresie? Nu, nici chiar așa. Tocmai pentru că noi am făcut intervenția de consiliere și de a învăța să-și gestioneze emoțiile. Deci le-am trezit, le-am activat niște mecanisme de apărare, deci de diminuare a intensității emoțiilor negative și de redirecționare către autosugestie pozitivă. Cât de mult contează în starea lor de sănătate, în vindecarea, în procesul de vindecare, această stare emoțională? Pentru că am auzit mulți specialiști spunând ca și boli asociate a persoanelor care ajung în stare gravă, care ajung la ATI, pe lângă hipertensiune arterială, diabetul, obezitatea și depresia. Noi spunem că nu am avut pacienți care să ajungă până la depresie din cei pe care i-ați consiliat dumneavoastră, dar cât de mult contează ca un astfel de pacient să-și mențină un echilibru în ceea ce înseamnă starea emoțională? Ok. Ca să punem un diagnostic de depresie, avem nevoie de niște criterii de diagnostic de timp. Depresia apare în câteva luni de zile. Nu poate să apară la un sindrom dintre ăsta infecțios care debutează acut o reacție, o depresie, o tulburare depresivă. Este o reacție depresivă, un început de depresie. Dar dacă este bine conciliat și bine tratat cu medicație psihotropă adecvată, nu va ajunge la o tulburare depresivă. Cât de des obișnuiați să vorbiți cu un pacient? Pe toată perioada spitalizării sau erau și pacienți care după ce vorbeau o dată de două ori cu dumneavoastră la telefon reușeau să se echilibreze? Da, bună întrebare. Eu cel puțin am reușit printr-o singură ședință de consiliere să pun lucrurile la punct, să fac ordine în starea afectivă a pacientului.
deși noi lăsam loc totdeauna de reevaluare psihiatrică. Dar se întorc, după externare, se întorc pacienții la dumneavoastră? Sau vă sună? Altă întrebare foarte bună. Da, au fost și situații dintre astea în care câțiva pacienți, eu știu, de ordinul 10-15 pacienți, au revenit și au continuat un tratament un pic mai susținut. Adică și cu medicamentație, cu medicamente? Da. Exact. Păi, pe lângă intervenția terapeutică de tip consiliere psihiatrică, erau și pacienți care necesitau tratament medicamentos pentru tulburările de somn, pentru starea de anxietate. Există prevăzut un ghid terapeutic psihiatric specific pacientului cu COVID, astfel încât medicația noastră psihiatrică anxiolitică să nu interacționeze cu medicația antiinfecțioasă dată pentru COVID. Și atunci noi trebuia să le dăm doze mici de anxiolitic sau de hipnoinductoare ca să îi ajutăm pentru somn și pentru o stare de liniște și de calm. Sunt mulți pacienți care se tratează acasă. Unii chiar nu se testează, pur și simplu după atâtea luni știu cam ce să ia, mai ales dacă au simptome ușoare, dar au acest dezechilibru emoțional sau pentru a nu ajunge la acest dezechilibru. Cum putem să-i ajutăm? Dați-ne câteva sfaturi. Așa, deci să facem telepsihiatrie. Așa, să se ghideze în mare, măcar să știe cum să își păstreze mintea lucidă într-un moment greu. Nu aș putea să fac recomandări de ordin general. Psihiatria se face cu pacientul ori față în față, ori prin contact telefonic. Adică printr-un mijloc de comunicare trebuie să evaluez starea pacientului. Dar ce ar fi bine să facă sau ce ar fi bine să nu facă? Să se lase așa dus de gânduri negre, cum spunem noi? Asta am spus mai înainte. Consilierea psihiatrică sau, mă rog, hai să spunem atunci o autoevaluare și o autosugestie pozitivă a pacientului. Dar foarte puțin reușesc să-și facă singuri bine, ca să spun așa. Gândurile negative de obicei domină ideile, gândurile pozitive. Și atunci, cum să vă spun, ca să vorbim așa din literatură, e bine să se gândească la proiectele lor, să-și redescopere în primul rând propriile resurse și energii pozitive pentru a-și continua proiectele. Și să nu se gândească la partea negativă a stării de sănătate în care se află momentan, care este temporară. Și cu ajutorul... O ultima întrebare mai am. Când e momentul în care ar trebui să apeleze la un specialist cum sunteți dumneavoastră, dacă nu respectivul, cei din jurul persoanei respective? Mai repetați o dată, vă rog. Când este momentul în care ar fi bine ca să se ceară sfatul unui specialist? Dacă nu, respectivul nu conștientizează, atunci apropiații celui aflat într-o situație din aceasta. Da, am înțeles. Sigur că da, e foarte important suportul familiei sau a prietenilor sau a celor din jur și evaluarea lor. Ei vor vedea niște modificări de comportament la acești apropiații lor care au o suferință. Retragere socială, scăderea poftei de mâncare, tulburări de somn, se trezesc noaptea, umblă prin casă, dau drumul la televizor. Da? Sau nu mai sunt disponibil pentru discuție, pentru socializare. Atunci e momentul. Vă mulțumesc foarte mult, informații foarte prețioase pe care ne le-ați dat astăzi la Focus News în exclusivitate.
Vă doresc multă sănătate acolo, pentru că și dumneavoastră sunteți supus unui risc ca orice cadru medical. În ambulatoriu spuneați că lucrați la Râmnicu Sărat. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Așadar, doamnelor și domnilor, a fost medicul specialist psihiatru Grigoraș Dumitru, cel care oferă alinarea pacienților.